Născut pe 8 decembrie 1961 la București, artistul plastic Eugen Raportoru și-a expus lucrările la Dej. Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, pictorul este absolvent la Universitatea Națională de Arte București, secția pictură. De-a lungul carierei sale a primit mai multe distincții, printre care se numără și premiul Uniunii Artiștilor Plastici din România în anul 2011. În câteva rânduri, criticul Mihai Constantin descrie cel mai bine opera pictorului Eugen Raportoru. Eugen Raportoru s-a dovedit de la expoziție la expoziție un artist tot mai stăpân pe mijloacele sale de expresie, tot mai personal și unitar în stil și viziune. Trăsătura caracteristică a picturii sale mi se pare a fi marea ei discreție lirică, ce evită subiectele spectaculoase prin ele însele. În anul 1975 pictorul a expus la Teatrul Cinema din București, în anul 1980 la Casa de Cultură București, în anul 1984 la Teatrul de Comedie București, în anul 1990 la Teatrul Foarte Mic din București. În anul 2000 a participat cu lucrări la Muzeul Municipiului București, pentru ca în anul 2004 lucrările sale să fie expuse în cadrul unui vernisaj la Vatican, și a participat cu lucrări la Festivalul Internațional Radu Stanca din Sibiu. Vă lăsăm în continuare să urmăriți imagini din cadrul vernisajului care s-a desfășurat la Galeria de Artă Frezia din Dej. O nouă expoziție, cea de-a treia în acest an, un pictor bucureștean de renume, are 52 de ani, este o dezvoltare a lui și din punct de vedere profesional și din punct de vedere a expunerii lucrărilor sale spre public, atipic, în sensul că fiind copil încă la 12 ani, în școala Tonița din București, s-a adresat lui Corneliu Baba, pe care l-a recunoscut ca un mare maestru și a spus pur și simplu că el vrea să ajungă un mare pictor. La vârsta de 14 ani, ca un copil precoce, a avut prima expoziție și apoi a lucrat ani de zile, a circulat dintr-un atelier în altul și a făcut nume, a trăit din pictură, trăiește din pictură, pentru ca la 40 și ceva de ani să se înscrie la Academia de Artă pe care a absolvit-o, să facă masterat și acum, zice el, se găsește ca un pictor profesionist cu patalama. În lucrările expuse pe simesele galeriei am observat foarte multe lucrări mari de anvergură, lucrări însă dominate de o nouă culoare, de un negru foarte puternic. În principal, el s-a orientat spre peisajul urban.
și în această direcție excelează faptul că se adresează spre această temă, spre peisajul urban, îl face să picteze foarte multe clădiri. Este, din punctul acesta de vedere, un pictor al Mahalalei bucureștene. Dar pe el, atunci când pictează clădiri, când pictează orașul, nu-l interesează atât frumusețea arhitectonică a acestor clădiri, cât îl interesează modul în care acestea trăiesc ca și oamenii. Au o viață, au o înflorire și apoi treptat pe zidurile lor, pe culoarea lor, pe tot ceea ce înseamnă trecerea timpului, se citesc ridurile ca și pe fața umană. Deci, e normal ca în situația aceasta culorile sale să fie mai sumbre, culorile sale să ducă spre oglindirea acestei degradări care este specifică și care scoate în evidență faptul că totul în lumea aceasta este trecător. Excelează prin niște griuri, dar niște griuri excelente și sigur că lucrările au proporții mari pentru că peisajul urban, ca să poată cuprinde cât mai mult, trebuie să aibă și o suprafață pe pânză. Stimați invitați, expoziția pe care o deschidem astăzi și pe care o datorăm pictorului Eugen Radu se înscrie perfect în această stare de bine. Am dorit-o, este aici, salutăm prezența artistului, ne bucurăm un băiețanul de 12 ani, fiind înscris la Școala de Artă Tonița, Eugen Raportoru, îngrătea la un împătimit de pictură, a purces în căutarea marelui maestru Corneliu Baba. Auzise despre el că este unul dintre cei mai mari artiști români.
o întâlnire directă cu maestrul nu putea decât să umple sufletul unui copilagru care încerca de pe atunci să meargă pe drumul desăvârșirii plastice. Arta sa apare ca o moștenire a lui Grigorescu, Lupian, Andreescu și a marilor interbelici Ciucurenco și Baba. O moștenire sublimată în retorta proprii artistului, ceea ce asigură un caracter profund original. Este un pictor deosebit de prolific. În tablourile sale regăsim configurate cu tușe energice și tonuri grave atmosfera atemporală a mahalalelor bucureștene. În picturile mele, mărturisesc artistul, am explorat peisajul citadin, personalul lui principal fiind casa. Asemenea unui portret, în felul care îl concepe artistul, casa este un moment al unei curgeri pe care o conține ca întreg. Pictura caselor sale nu se raportează la frumusețea lor arhitecturală. Frumusețea lor va rezida în pictura însăși contrariantă, refuzând instinctiv cele mai la îndemână convenții. În toate culturile, casa este o imagine a sufletului, expresia lui vizibilă. Casa are istorie, un trecut care adăpostește fiecare semn al decăderii ei, dar care va pulsa cu atât mai puternic în fiecare degradare a culorii fațadei ei, în fiecare alunecare a zidirii, de parcă împlinirea destinului ei ar fi chiar neființa. Eugen Raportor s-a născut pe 8 decembrie 1961 în București. Este absolvent al Universității Naționale de Arte București, secția Pictură, promoția 2009, sub coordonarea lui George Moscalu, Ion Angel și Marcel Bunea. Este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România.